Sunt foarte fericită că am această oportunitate de a-mi face studiile în Statele Unitele Americii, imediat după Facultatea de Film și Media. Am avut ocazia să vin aici în Washington DC, unde lucrez alături de profesioniști în domeniul industriei filmului și anume într-un studioul de producție. Învăț foarte multe lucruri, programe foarte importante pentru cinema și folosesc de fapt această oportunitate la maximum pentru a-mi realiza propriile proiecte de film, cum ar fi filmul documentar Anii blestemați din Transnistria. Am mai lucrat cu astfel de tematici foarte dureroase pentru spațiul basarabean. Atunci, 3 ani în urmă, am realizat un film despre exilul romilor din Basarabia în cel de-al doilea război mondial, în perioada Holocaustului. Și iată, de această dată realizez filmul documentar despre evreii din spațiul basarabean și nu doar. Am fost foarte impresionată să găsesc fotografii importante pentru istoria ținutului nostru, fotografii care redă, de fapt, unele imagini din acea vreme, sinagogi, multe ținuturi unde evreii au fost concentrați în anumite locuri. În arhivele Muzeului Holocaustului din Washington DC am descoperit foarte importante imagini despre acele evenimente. În perimetrul străzilor Ierusalim și Vasile Alexandrii s-a ținut un ghetou destul de mare. În acest spațiu acum sunt case construite noi și atunci când îi întrebi pe acești locuitori dacă cunosc de fapt că cu peste 70 de ani în urmă au fost construite ghetouri și locuiesc de fapt pe spațiul unde evreii au fost nimiciți, mulți nu vor cunoaște acest lucru. De aceea este important să trecem în revistă aceste evenimente și de ce nu să redăm istoria prin film, pentru că nici în manualele școlare această tematică nu este pe deplin abordată, așa cum este evident aici în Statele Unitele Americii. And this lady was born in a ghetto. And put that back into the project and everything will be so then you don't have to organize everything again. Am ocazia să lucrez într-o companie de film în Statele Unitele Americii, un studio de producție, de fapt, unde sper foarte mult că acest film va fi finalizat în curând și voi fi susținută de către profesioniști americani pentru a aduce pe marele ecrane un film documentar realizat de o regizoare tânără moldoveancă. Sunt redate trăirile acestor oameni și sunt foarte bucuroasă că am fost acceptată în familiile lor pentru a ne vorbi. Desigur că mulți evrei, când încep să discute despre aceste amintiri, pur și simplu le dau ochii în lacrimi și mulți nu găsesc curajul de a povesti. Ce m-a frapat în Statele Unitele Americii este că tematica Holocaustului este foarte des discutată la multe conferințe și nu doar științifice. Sunt asociații foarte multe de supraviețuitori din spațiul nostru. Majoritatea dintre ei sunt foarte activi, sunt plini de viață. I-am găsit destul de receptivi la solicitările mele și ușile mi-au fost deschise în multe case de evrei în Seattle, New York, Washington, Las Vegas. Urmează să realizez și alte interviuri importante atât aici cât și acasă, astfel încât până la sfârșitul acestui an să reușim să avem și câteva intrări la festivalurile internaționale de film. Ce m-a frapat aici în Statele Unitele Americii este că fiecare stat organizează festivaluri de film evreiești, unde sunt intrări doar cu specific evreiesc și sper foarte mult ca filmul documentar să fie
acceptat la cel puțin 20 de astfel de festivaluri și de ce nu să fie prezentat în deosebi în Republica Moldova, în Ucraina, România, acolo unde tema respectivă este foarte puțin discutată, după părerea mea. Mulți chiar neagă existența Holocaustului și este important să cunoaștem aceste adevăruri, pentru că o astfel de istorie tragică, cum ar fi nimicirea evreilor în masă, este nu doar durerea evreilor, dar ar trebui să fie și durerea fiecărui cetățean care locuiește în acest spațiu și pentru a arăta mai multă compasiune și pentru a înțelege faptele istorice din perioada anului 1940-45. This is a woman from Hungary, actually. Hungary is not far from Moldova. This is a Moldovan also, and he's saying that basically he got escaped because he was hiding with brothers and sisters in one of the ghettos.
So yeah, all the stories about women being raped, sexually abused, not everybody can tell. But still there are people that have the courage to say, you know, because this is some kind of trauma that they carry on. So when I was talking to them, many of them even cried, they couldn't describe it. And many of the we were with them, like, I couldn't even do the interview when they saw me and they tried to release their memories. I said, no, we're not ready. This is from New York. I cannot imagine waking up in this country. My sister, see my mother when she was 32, is actually a passport photo, and the jacket she wears, I still have it. I say, I kept it. I still have it. Here, I enlarged the pictures. They were small, like this, and I had them enlarged. And believe it or not, this is me as a 2-year-old, my mother and my father. Also a good shot, yeah? Yeah. And for the terror and the incident. Yeah, and then you can do some closer and yeah. Oh, that's much better. Because it's on the screen below, you gotta drag it up. Oh. You have to open it here first. And then drag that up. Oh. Drag this up. I was crossing the border, and he was caught on the border. A German soldier caught him on the border. And he beat him. He made him dig a grave for himself. He put him in the grave and he shot him in the grave. And many people who was also hiding in that area saw it happen. A region in Eastern Europe, Transnistria, almost forgotten in history. In the Second World War, it became a giant cemetery for over 300,000 Jews exiled from Romania, Bosnia and Ukraine. Really, what are the value trigger? So this is shot with my all my Canon camera. Стакан Сибич хватил бы на целый день. Эту версию не дала. Вы там жили в каком... Что-то было, дом было... I can also go there. You can also film how I come to there. I just can't watch. Этажные кровати строили, на полу спали, короче. И все это время вы только там находились, да? Это нам повезло. А других, которые увезли в горы, в сказанный лагерь, с голоду умирали, по дороге расстреливали. Ну, всякое было. My sister, this is my mother when she was 32, is actually a passport photo, and the jacket she wears, I still have it. I say, I kept it. I still have it.
here, I enlarged the pictures. They were small, like this, and I had them enlarged. And believe it or not, this is me as a 2-year-old, my mother and my father. Also a good shot, yeah? Yeah. And for the town I lived in, it's a very happy picture, I love it. Yeah, and then you can do some closer and yeah. Oh, that's much better. Because it's on the screen below, you're gonna drag it up. Oh. You have to open it here first. And then drag that up. Oh. Drag this up. I was crossing the border and he was caught on the border. A German soldier caught him on the border. And he beat him. He made him dig a grave for himself. He put him in the grave and he shot him in the grave. And many people who was also hiding in that area saw it happen. A region in Eastern Europe, Transnistria, almost forgotten in history. In the Second World War, it became a giant cemetery for over 300,000 Jews exiled from Romania, Bessarabia, and Ukraine.